Bună ziua! Astăzi vom face conopii de pane, o rețetă simplă de post, dietetică, pe care o puteți consuma în zilele de post sau în zilele obișnuite dacă sunteți vegani. Este o rețetă destul de delicioasă, zic eu. Pentru această rețetă am folosit 1 kg de conopide, 200 de grame de făină de nouă, aproximativ 300 de ml de apă, 2 linguri fâși de drojdie inactivă sau nutrițională, cum se mai spune, opțional, 6-7 căței de usturoi, 50 de ml ulei de măsline extra virgin, sare și condimente după gust. Pentru început, preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius și pregătim o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt. Conopida, 1 kg, care bineînțeles a fost curățată de cotor, de frunze, spălată foarte bine, o desfacem în buchețele mai mici, ca ea să se poată face cât mai ușor în cuptor. Într-un bol punem făina de năut, 200 de grame, fulgi de drojdie inactivă, 2 linguri care sunt opționale, a nu se confunda cu drojdie obișnuită, sare după gust și usturoi, 6-7 căței sau puneți tot la fel după gust. O să vă las în linkul din descriere, sub video, o să vă las informații nutriționale despre drojdia aceasta inactivă. Apă rece, punem aproximativ 300 de ml, putem să punem chiar apă minerală, dacă avem, și amestecăm foarte bine până obținem un aluat destul de consistent, un aluat mai gros ca cel de clătite. Așa trebuie să arate aluatul, deci este un aluat ca cel de chec sau de blat de tort. Dăm aceste buchețele de conopidă prin această compoziție și le punem pe hârtia de copt în tava de aragaz. Scuturăm foarte bine fiecare bucată ca să nu avem exces de compoziție și pentru că aceasta se va lăsa în tavă și se va arde. Când terminăm de pus toată conopida în tavă, introducem tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 35-40 de minute, acum depinde de cuptor. Ne uităm după 30 de minute și vedem dacă conopida este făcută în interior. O înțepăm cu o furculiță, vedem dacă este moale și dacă s-a rumenit puțin, atunci este gata. Când o scoatem, o stropim cu ulei de măsline sau o pensulăm puțin, apoi o putem servi când se răcorește cu roșii, cu castraveți, cu pireu, orez sau orice altceva ne place. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere, o zi bună!